Bun găsit, dragii mei, horoscopul zilei. Haideți să vedem și care este mesajul pentru această zi de vineri, 7 mai. Ce frumos sună, 7 mai. Astăzi nu faceți presupuneri inutile și renunțați la bârfă. Este momentul să renunțăm la bârfă. Presupunerile atrag în mod automat suferința, căci noi obișnuim să bârfim în legătură cu ele. Noi facem presupuneri, credem că avem dreptate, apoi le apărăm și încercăm să le dovedim celorlalți că greșesc. Renunțați la bârfă, și la comentarii, și la presupuneri, și la glume care nu sunt înțelese cumva, pentru că e mai bine așa. Să ne ajute din toate punctele de vedere. Sper că sunteți bine, că vă pregătiți pentru weekend. În weekendul ăsta ne vedem, bine, astăzi nu e neapărat weekend, dar na, vineri suntem așa cu un picior către weekend și nu uitați că duminică ne vedem la Flash Mondel la 19:30 la Prima TV. Like, share, subscribe dacă doriți să fiți la curent cu tot ceea ce postez eu aici pe canal. Puteți să vă abonați, să apăsați clopoțelul și, desigur, mă puteți urmări și pe pagina mea de Facebook, Astrolog Andreea Dincă, dar și pe pagina de Instagram, Astrolog Andreea. Veți afla acolo o mulțime de lucruri interesante, drăguțe, afirmații magice și ceea ce mai simt eu să mai postez. Da? Toate postările sunt făcute din inimă pentru voi. Astăzi aș putea să spun că veți trece printr-o mulțime de stări, care mai de care mai interesante, dar ca și recomandare să luați doar părțile bune. Da? Să luăm tot timpul părțile bune. Și începem cu fiecare zodie în parte. Bineînțeles, berbecul este primul în, să spunem așa, în zodiacul nostru și în discuția noastră, pentru că este într-adevăr primul semn al zodiacului, semn cardinal, semn de foc. Și începem așa și oricum în această zi luna va intra în berbec, în semnul vostru, așa că, dragi berbeci, chiar dacă poate lucrurile nu merg cum v-ați dori voi, astăzi veți găsi puterea și entuziasmul să mișcați lucrurile din loc. Mi arată mișcarea lucrurilor. În timpul acestei zile, luna va intra în berbec și vă va activa destul de mult. Să faceți, să acționați, în special pe partea financiară. Chiar dacă e final de săptămână, veți avea idei legate de zona asta financiară și chiar idei ideale, idei și modalități prin care să puneți în aplicare aceste idei. Da, formăm și o strategie și acționăm. Taur. Astăzi taurii au nevoie un pic să-și asculte intuiția, au nevoie de puțină introspecție, de puțină analiză, au nevoie să înțeleagă anumite lecții pe care le-au tot repetat, dar pe care le-ați tot repetat, dar pe care poate nu vi le-ați însușit așa cum ar fi trebuit. Veți da chiar mai departe din aceste lecții. Schimbări fizice, în sensul în care poate mergeți la un tratament, la un masaj, sau să vă schimbați coafiurea, sau să faceți ceva pentru frumusețea voastră, sau poate că nu vă tundeți, nu vă recomand să vă tundeți, dar, nu știu, vă îndreptați părul dacă l-aveți creț sau vi-l faceți permanent, sau nu știu, poate pur și simplu mergeți la salon să vă răsfățați cu ceva îngrijire, frumusețare și așa mai departe. Gemeni. Nativii gemeni au multe de spus astăzi, au multe de comunicat, au multe de eliberat. Contează foarte mult să eliberați ceea ce aveți pe sufletel, să dați voie lucrurilor să curgă. Dacă nu puteți să spuneți persoanelor iubite ce aveți pe suflet, măcar scrieți, da? Luați un carnețel și să scrieți acolo tot ce simțiți voi. Astăzi veți face ceva cumpărături pentru sufletul vostru. Poate un ulei esențial, poate o lumânare, poate cine știe, o chestie pentru frumusețare în casă sau, de ce nu, poate niște flori. Oricum, cumpărați tot ce simțiți, nu vă zgârciți niciodată. Rac. Racii își vor asculta intuiția și vor lua o decizie ce are legătură cu străinătatea și cu femeie care se află la depărtare. Așa că dacă veți lua aceste decizii, se vor îmbunătăți foarte multe lucruri în viața voastră, mai ales dacă intuiția este cea care vă direcționează către această decizie.
Este important să vă controlați impulsurile masculine, chiar dacă sunteți, și dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei. Adică uneori competiție, alteori comparație, alteori provocare, alteori agresivitate. Încercăm, mai ales dacă suntem femei. Dacă sunteți femei, cu atât mai mult. Stați în energia voastră feminină, bunătate, blândețe, iertare, iubire. Și dacă sunteți bărbații, să fie o energie masculină, partea frumoasă. Să nu ne ducem în, să zicem așa, furie, comparație sau concurență. Leu. Nativii Leu sunt determinați să reușească pe multe sectoare ale vieții, dar în special pe sectorul financiar. V-ați pus în gând niște lucruri și nu vă lăsați până nu le bifați, nu vă lăsați până nu atingeți din toate punctele de vedere acel lucru pe care voi vi-l doriți și acele, pentru că discutăm pe toate sectoarele. Este o săptămână în care, este o zi în care, bine, este o săptămână bună, dar este o zi în care veți avea și ceva apropiere cu o persoană iubită sau dragă, indiferent că e soră, că e mamă, că e orice, și vor fi multe conștientizări în urma acestei apropieri. Poate fi o discuție sau, cine știe, o cafea pe care o beți împreună sau altă experiență. Fecioara. Fecioara are nevoie să scoată la iveală anumite sentimente. Simțiți așa o greutate, simțiți ca și cum duceți în spate un sac, un sac care este din ce în ce mai greu, un sac care aș spune că blochează o mulțime de lucruri. Trebuie să eliberați cât mai urgent acest sac. De asemenea, în această zi, voi vă pregătiți pentru un weekend în care veți avea parte de multe activități, în care aveți o listă cu lucruri de făcut și vă trebuie cumva energie, dar și organizare. Organizați-vă astăzi cât mai bine să puteți să faceți tot ceea ce vă doriți voi și astăzi, dar și în zilele care urmează. Partenerii, cei care sunteți în cuplu, vin cu ceva soluții pentru anumite probleme legate de casa voastră sau de tot ce înseamnă partea asta de, să spunem așa, familie, gospodării. Balanță. Astăzi balanțele au nevoie mult mai mult de acceptare, de prietenie, de armonie. Acceptare din partea celorlalți, dar și voi pe voi să vă acceptați un pic mai mult. Pentru că, de fapt, iubirea de sine vine prin acceptarea tuturor părților noastre. Părți mai frumoase sau părți mai puțin frumoase. Veți învăța foarte multe lucruri legate de această zonă. Munciți destul de mult. Șefii poate vă mai pun bețe în roate. Poate chiar să stați mai mult decât e cazul la locul de muncă, dar în cele din urmă veți găsi o soluție, veți găsi cumva o rezolvare, să terminați și la timp și cumva să iasă și bine tot ce aveți de făcut, toate proiectele voastre. Mai contează și cum ies lucrurile, nu doar să le facem la timp. Scorpion. Pentru voi, răsturnări de situație în iubire. Aș spune chiar și ceva durere, ceva supărare, ceva teamă, frică, poate o ceartă, poate o tensiune. Sunt niște lucruri pe viața de cuplu care v-au dezamăgit. Sunteți dezamăgiți pe tot ce înseamnă cuplu. Este o suferință care bognește așa. Mai bine ne întrebăm noi care este scopul și care este partea bună și încercăm să luăm părțile bune din această suferință fără a mai duce atâta energie acolo. Care este scopul, care e partea bună? Să se ducă în pustietăți, aleluia, hai să mă vindec, hai să renasc. Veți găsi și ceva metode creative prin care să creșteți și să evoluați pe plan financiar și asta este minunat. Săgetător. Săgetătorii sunt înclinați tare mult către dragoste, către sectorul iubirii. Dragoste, iubire, aveți nevoie de o aventură, aveți nevoie de pasiune, aveți nevoie de distracție, aveți nevoie să vă dați frâul liber sentimentelor, aveți nevoie să înțelegeți cât de multe lucruri puteți voi să faceți dacă sunteți în iubire, nu în frică, ci în iubire. Astăzi pot apărea și ceva oportunități legate de o plecare, de o scurtă deplasare. Poate chiar să mergeți către locul natal, dacă ați plecat din locul natal, sau la rude, la bunici, la persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult. Vă gândiți la o scurtă plecare. Capricorn.
Capricornii sunt și ei pe picior de plecare astăzi. Poate vă pregătiți pentru o plecare, poate sunteți chiar la drum. Oricum, vă ajută această ieșire. Ar fi bine să fie în natură. Chiar astăzi, după terminarea programului, puteți să ieșiți să luați o gură de aer, să vă plimbați într-un parc, să vă împământați un pic, să culegeți o floricică sau să cumpărați din piață. Apropiați-vă de natură și dacă există șansa de călătorie, este timpul să vă bucurați de această ieșire, plecare de acasă, ieșire din rutină. Să știți că la locul de muncă vor începe ceva discuții, nu le terminați astăzi, dar le continuați voi de luni încolo. Vărsător. Nativii vărsător sunt foarte suspicioși astăzi, sunt suspicioși și aveți voi o senzație că lucrurile sunt împotriva voastră și întoarse de cineva anume. Ce să vă zic, este un pic adevărată această ipoteză. Sau, mă rog, ceea ce voi simțiți, dar acum nu înseamnă că gata, hai să încep un război cu nu știu care are ceva cu mine. Poate că energia mea e prea sus pentru acea persoană, fix așa vă gândiți. Eu sunt super sus, persoana asta e atât de jos încât are senzația cu alt, cu eclipsez. Fix așa să vă gândiți. Învățați să acceptați că nu or să vă placă toți și că sunt persoane care sunt într-o altă vibrație, într-o altă energie și care nu rezonează cu voi. Pierderea lor nu e pierderea voastră. Aveți și ceva acte importante astăzi de rezolvat, le veți rezolva. Pești. Peștii sunt duși așa într-o lume fantastică, da, faceți așa o trecere dintre realitate și fantezie sau între realitate și fantezie, cam astăzi asta se întâmplă, pentru că o parte din zi luna se află în pești și apoi intră ușor în berbec. În semnul următor. Și atunci voi rămâneți așa cu un picior în realitate și unul către fantezie sau într-o lume pe un tărâm magic. Asta este foarte bine, dar să fie un pic controlat. Discuții financiare destul de puternice, discuții financiare care ar putea să aducă și un conflict, așa că fiți atenți cum puneți problema, fiți atenți ce acuzații faceți sau ce acuzații vi se aduc, totul în calm, în liniște, iubire, armonie. Dragii mei, să vă fie de folos!